Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt Roxana Ioana Gaboriliescu și vă invit în această seară să aprofundăm, n spune să dezbatem, un subiect extrem de actual. Îmi spunea de una zi mezina mea că la ea în clasă, în clasa întâi, Uh, mai mult de trei sferturi dintre copii uh, au părinții divorțați, uh, recăsătoriți, uh, au frați, uh, ceea ce se numește frați vitregi, și mai nou am înțeles că există și un termen mai frumos decât frați vitregi, frați bonus. Uh, și discutam cum e această nouă realitate. Așa că chiar vă întreb și pe voi dacă v-ați confruntat cu. Uh, cu acest subiect, fie voi personal, fie la copiii voștri. Um, și am invitat-o în această seară pe Ozana Giușcă, coach și um, de altfel împreună cu Anișoara Preda la rândul ei um, capăt de comunitate în care <laughs> își găsesc uh, sfatul foarte multe și femei și bărbați. Um, Ozana, te-am invitat în dublă calitate și de femeia Ozana care a avut curajul să o ia de la capăt cu, și văd emoția și să știi că mă bucură că Ozana poate să aibă emoții, Ozana cea care era doar business coach. Dar tocmai cred că acolo a fost de fapt schimbarea când ai avut curajul să o iei de la capăt rămânând nu în relații ok totuși cu tatăl copilului, să-ți refaci viața, să ai un alt partener de viață, Um, și din, din, din spațiu de, de căuși care, alături de, de Anișoara Preda, ați lucrat cu foarte multe și femei care și-au refăcut viața, dar atenție, nu mi-aș dori o emisiune doar pentru femei. Uh, pentru că și tu bănuiesc că ai văzut și perspectiva, de exemplu, a partenerului tău. Pentru că, da, noi vorbim despre noi, femeile, dar nici pentru ei nu e ușor. Nici când își refac viața și au un copil, nici când uh, își uh, da se apropie de o femeie iubită. Și ce să vezi, ea vine la pachet cu un copil, doi. <gântu -i> uh, trei. Okay. Cum, cum a fost la tine? Cum vezi lucrurile acum? Și care este o dinamică până la urmă? Pentru că nimic nu mai e cum știam pe vremuri. Eu cred că aș pleca de la... În primul rând, mersi de invitație. <laughs> Și da, nu știu ce faci. Ai un talent anume să-mi scoți lacrimi înainte să... <laughs> să deschid gura. <laughs> să da? deschid gura. <laughs> aș pleca de la gândirea, concepția, credințele pe care le aveam când m-am despărțit de tatăl copilului meu, care s-a întâmplat în 2019. Și îmi era frică că sunt mamă singură cu copil. Că cine o să mă ia cu un copil, și mai mult decât atât, din perspectiva copilului, că el va trăi fără tată sau fără noi împreună. Și nu mi era atât de mult ce zice lumea, dar îmi era că el va avea două bucățele de ceva în loc să aibă un întreg. Și uh, acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că nu doar frații sunt bonus, apropo de cuvântul bonus, ci chiar despărțirea e bonus. Hmm, cum așa? Este o nouă abordare. Este o nouă abordare, pentru că, evident, când ajungi la anumite uh, stări, situații în care e clar că împreună nu mai are sens atunci îți pui tot felul de întrebări și uh, multă lume în continuare rămâne pentru că pentru că le e frică da, și nu aici le e frică din cum să zic din intenții bune, adică da, nu toată lumea e declarat masochistă și da, rămân aici să mă chinui și să mi chinui și copilul și să-l programez și pe copilul meu să rămână, chiar dacă e greu. Nu mi-e refuz să cred că da. Cineva rămâne din intenții. Nu e clar că rămân din intenții bune și fac pentru copil, fac pentru familie, fac pentru așa consideră că e cel mai bine. Dar acum, uitându-mă, în urmă, îmi dau seama că e un mare rău pe care poți să-l faci copilului rămânând într-o astfel de situație. Și mai mult decât atât, acum, trăind într-o familie, cum i-ai spus, recompusă. recompusă. <laughs> Um, deci, despărțând de, de tatăl lui Sebastian și fiind acum cu ras care nu, a, nu e tatăl lui Sebastian, dar suntem o familie toți trei, mergem în vacanțe, locuim uh, aproape împreună, facem lucruri împreună. Sebastian, de exemplu, dacă sunt doar eu singur acasă, nu vrea să mănânce cu mine. Dar dacă este și ras, uh, mai acceptă să mănânc, să mâncăm toți trei. Pentru că e mai simpatic, e o altă dinamică decât uh, mama care e plictisitoare. Și Toate a, ajung la sunt aceasta. atât de multe bonusuri care vin din această despărțire, dar care vin evident când o, când o faci, hai să spunem, conștient. Ok, și ajungem la etapele despărțirii. Pentru că știm deja un doliu sau o boală trece prin acele etape. În primul rând, de neacceptare, da, denial, cum, nu, cum se spune, apoi panica apoi în sfârșit da, o accepti, după care trebuie să ai acel moment de doliu uh, și uh, într-un final să vezi ceea ce ai de făcut. Care este dinamica despărțirii și cum am declarat intenția uh, de la începutul emisiunii? Aș vrea te rog să-mi vorbești pe cât știi și de perspectiva uh, tatălui lui Sebastian. Uh, în sensul că ce-a fost bun și pentru el, ce-a fost bonus și pentru el încă o dată, nu, 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 este o emisiune feministă și n-a fost niciodată. Îmi doresc însă să dăm la o parte credințele, în general ale noastre, doamnele, că da, trebuie să rămânem acolo împreună și să vedem, că, să vedem însă ce e bine și pentru ei și ce le dă despărțirea. Evident, atunci când lucrurile împreună, de fapt, fac mai mult rău decât bine. Ok, hai să vedem etapele tale, în primul rând. Deci, pentru mine a fost, exact cum spui tu inițial, rejectarea. A fost acceptarea despărțirii cu condiționarea în mintea mea că ne vom reîmpăca într-o lună, în două luni, în trei luni. Deci, uh -huh. pentru mine despărțirea a fost adică, doar hai să ne o, pauză. Luăm o pauză. Celebra, hai să ne luăm da. o pauză. A fost doar o pauză pentru că nu acceptam altceva. Și când am înțeles că asta e, evident că a fost exact ce spui și tu: panică și stres, și eu unde locuiesc, cum mă întrețin, cum pot să, să stau să ofer copilului meu o viață cât de cât. La mine mai era și rămân în la Londra să mă întorc în România. Uhum. vreau să-mi iau un nou, să am o nouă relație în România sau în Marea Britanie, vreau să am două relații, mi-am pus și întrebarea asta, una aici, una acolo. Îți mulțumesc <laughs> pentru sinceritate, Ozana, și apreciez asta întotdeauna. Uh, și da, doamnelor, haideți să fim sincere până la capăt. Uh, acum nu mai e cazul să ne ascundem după deget. Pentru că ceea ce am acuzat pe bărbat atâta vreme că... Ah, cum, poate, cum poate să aibă două relații? Pe bune, dacă are două relații, înseamnă că are cu o femeie. Femeia aia s putea să aibă și ea două relații. Come on, suntem în aceeași barcă. Uh, ok. Și? Deci eu mi-am pus problema de două relații din perspectiva faptului că trăiam și în Londra și în România. <laughs> și aveam... și uh, din perspectiva faptului că eu credeam că nu pot să am una. Deci eu credeam că nu mai pot să am o relație uh, normală, frumoasă. Nu mai pot să mai am o familie, nu mai pot să mai am... Uh... Să știi că am să te provoc la o altă emisiune despre ce înseamnă normalul în ziua de astăzi. Okay. Discutăm și ce-i ce normalul. Deci deci din perspectivele acelea eu mi-am pus toate, toate întrebările astea. Uh, până la urmă mi-aduc aminte în vara anului 2020, am, uh, după două verde de Tinder... În România. Oh, hai să nu mai face de Da, De the orice dating. fel de club de la the dating. De da. dating. Uh, deci, după, după două luni în care am experimentat, okay. și am văzut ce vreau, ce nu vreau. Ce ai învățat? Ah, ok, asta. Ai, ai recomanda? dacă ai avea o fică, I recomanda acest tip de dating? într-o anumită perioadă a vieții, când nu se mai regăsește, când nu știe cine e, când nu știe ce mai vrea, când nu știe ce mai trebuie sau ce e ok pentru ea, da. Da, pentru că întâlnești foarte multe persoane și vezi, vezi foarte multe, ai foarte multe interacțiuni. Și te porți diferit. În funcție de cum este persoana, tu te porți într-un fel sau altul. Dar nu rămâne și... un gust amar după o întâlnire de genul ăsta care îți dai seama după jumătate de oră cum fac mai Îți rămâne gust amar dacă nu lucrezi cu tine. Dar, da, deci dacă nu lucrezi cu tine, ești carne de tun. Ești pa. Fac din tine ce vor. Și ești terfelită, mai terfelită decât ai intrat. Ești ca la mașina de... Mm -hmm. Deci nu. Dar dacă te duci conștient în astfel de întâlniri. Să te descoperi pe tine, de fapt. Să te descoperi pe tine și după ce ai descoperit o grămadă din ce ai făcut tu și a dus ca relația să ajungă la punctul la care nu mai era exact. bine. Că mi-am dat seama, jumătate era partea mea, jumătate era partea lui. Dar partea mea eu nu o acceptam, nu o vedeam. Pentru nu... că numai ei greșesc, Doamne, <laughs> nu e așa? Așa crede toată lumea. Și la fel și el zicea, păi numai vina e a mea. Clar. Aceea mi-am dat seama că contribuise contribuisem în ghilimele foarte mult la unde ajunsesem. Și uh, mi-am dat seama de multe lucruri pe care le-am făcut și mi-am dat seama cum le schimbam în reacțiile, în interacțiunile cu aceste noi persoane pe care le întâlneam. Și mi vedeam cum eu mă transform și mă schimb. Dar în același timp, repet, am lucrat, asta am făcut. Am lucrat la mine și am ieșit la dating. Altceva n-am okay. făcut. Deci și parte de consiliere, da, <laughs> și doamnelor și domnilor, nu, doar datingul nu e suficient, dar și dating. Ok. Asta am și eu, o, o curiozitate. Nu ți-a fost frică că la unul din datingurile astea o să ieși cu el, cu fostul? Ne-am întâlnit pe aplicație. <laughs> 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 și? I-am făcut poză frumos de pe, de pe poza lui prin screen și le-am trimis și am zis, nice to see you. <laughs> <gântu -te> Dar i-am zis detașată, relaxată. Okay. Pentru că la momentul ăla deja îmi lucrasem toate cele care... Deci nu mai eram cu el. Alte ce faci, zici că nu mai eram. După mine sau... Okay. Deci eram deja foarte detașată și relaxată și am înțeles de unde venea el, am înțeles de unde venisem eu și eram chiar în relație de iubire necondiționată și compasiune și înțelegere și acceptare și deja... Minunat! Din, această, <gântu -te> din acest spațiu de Compasiune și de înțelegere necondiționată. Te rog frumos, povestește-ne și cum a fost pentru el. Cum a fost pentru el, ci, cine a decis de fapt despre tine? Uh, N-aș putea spune. Deci el el avea deja o altă relație, hmm. de care eu știam. Dar pe de altă parte, deci eu veneam două săptămâni în România, el era două săptămâni acolo. Cât eram împreună, relația era rea, nu mergea, era ca un fum pe care îl tăiai cu cuțitul și care de-abia așteptam să ieșim cumva de acolo fiecare. Iar eu, când plecam, el era părinte singur. Mm. Și atunci, ce viață avea el? Era firesc ca el să vrea să-și găsească altceva, măcar o gură de aer printr-o altă relație sau prin, printr-un date cu altcineva. Și deci mi se pare foarte normal și firesc ce a făcut. Dacă nu mai avea, cu mine nu mai avea nicio treabă. Nu ne mai noi vroiam să fim împreună, dar nu mai puteam. Uh -huh. Și partea elaltă, eu plecam, el era singur. Era o alinare pentru el, pe care atunci n-am înțeles-o, dar acum nu numai că nu-l condamn, îl felicit că a făcut-o. Pentru că el, deci, el a avut. Eu, hai să spunem că viața mea era. Cu două săptămâni pauză de relație, deci pentru mine era mai bine că veneam în România, și atunci puteam să mai accept partea negativă a relației, că ieșeam un pic de acolo. Uh -huh. Mă descărcam când veneam în România, aveam o altă perspectivă. El era doar în perspectiva aia. Și atunci, el având această alinare din exterior, de fapt, la un moment dat ne-a dus pe punctul la care eu să zic, eu, vreau sau nu mai vreau. Eu știam că există și acceptasem pentru că știam că eu nu mai pot să-i ofer total. Sau, mă rog, de fapt, eu nu mai oferam nimic decât chin. Oh, încă un moment de sinceritate, doamnelor, inspirați și expirați. Putem să ajungem la acest gen de sinceritate? Pentru că, da, de multe ori aud în, în terapii, ă, dă, 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 că el nu mai face, că el era... Eu zic, ok, tu de când nu-i mai dai ceea ce știi ca femeie că poți să-i dai? Păi cum să-i mai dai? Oh, deci de când nu-i mai dai? A, ah, de mult, ok. Bun. Și evident că dacă nu-i dai, el merge în altă parte, dar dar, uh, el având această securitate, dacă aș putea să-i spun mm -hmm. așa, această relație care se dezvolta și care era ok pentru el, clandestină, dar pe față cumva. Uh, pentru el a fost mai simplu să zică stop. Okay. Și eu mi-aduc aminte că i-am zis, la un moment dat, am venit din România, era ianuarie 2019, și i-am zis, uh, Păi de tot, sună Natalia, oricui ea, oricum mine ce faci. Uh, zice, dacă nu poți să accepti așa, atunci hai să ne separăm. Și am zis, OK. Deci a fost atât de natural și de firesc acel OK și acceptarea de a mea, oh, OK, normal. Că nu mai era bine, dar. Uh -huh. Pentru că eram condiționată să cred că doar cu el poate Sebastian să-i fie bine și băiatul nostru să aibă o viață ok și doar cu el pot eu să trăiesc. Și idealul vieții mele era să fie el cum era când ne-am cunoscut. Și toate condiționările alea pe mine nu m-au lăsat să-i dau drumul. Uh -huh. Și mă țineau ok, o să ne reîmpăcăm peste o săptămână, peste o lună, peste două. Dar perioada aia de o să ne reîmpăcăm a fost cea mai groaznică perioadă din viața mea. Pentru că noi locuiam în continuare în aceeași casă și el pleca nopțile. Sau mai venea pe acasă ca să se schimbe. sau Deci eu știam că el merge în altă parte și îi dă altei femei ceea ce îmi doream să-mi dea mie. Și eu plângeam atunci în fiecare zi. Și mă întrebam, ok, dar ce fac cu viața mea? Cu el nu pot, fără el nu pot business cum oricum nu mai merge, că nu mai pot să mai mă concentrez, nu se mai... Și așa m-am apucat eu să caut și așa am început să încep să accept că de fapt totul este în mine. Okay. Și să schimb. Și na, schimbând multe din, din mine, m-am detașat, ne-am despărțit, vara anului 2020 s-a terminat, aveam o, două pagini de caiet studențesc cu liniuțe scrise câte două pe un rând de la de Dictando, de ce vreau, cum vreau să arate bărbatul meu uh, ideal. Uh, foarte, deci două pagini cu scris mis erau mult, pline, ca, scris de fițuică. Și, de copiuță. De copiuță. Uh, evident <laughs> că toată lumea îmi spunea, ești nebună, cum să găsești pe cineva care să aibă toate, nu atât de multe. Dar n-am dat, uh, pentru că lucrasem cu mine, n-am mai dat uh, importanță la ce spuneau oamenii. M-am întors la Londra, era uh, nebunia cu pandemia și cu lockdown-uri. Și uh, -am, uh, am, pus, am venit cu un alt, uh, o altă aplicație de dating. Și uh, primele discuții le-am spus, eu m-am întors din România și sunt în uh, lockdown acasă la mine, sau uh, self izolare la mine a, acasă. A, a, a și uh, nu pot să ies până duminica ailaltă. Așa le răspundeam la toți. Și era un test cumva, cred, din partea mea. Și două persoane mi-au spus, nicio problemă, vin eu la tine. Ok. Și au venit la mine în grădină. Aha. Și uh, primul mi-am dat seama că nu avem nicio treabă una cu alta. Și el zice, dar de ce l-ai ales pe al Că eu am venit unul înaintea lui. <laughs> al doilea cu care m-am întâlnit este Ras, cu care suntem și astăzi împreună. Și care a corespuns la toate liniuțele alea, mai puțin două, dar care nu erau atât de importante. Și cele două s-au rectificat pe drum. Parcurs. Ce frumos. Deci el acum corespunde în totalitate, 100% la toate liniuțele mele, plus are multe lucruri în plus pe care eu nu le-aș nu le fi pus acolo, nu le-aș fi gândit bonus. de la bonus încă pe atât are bonus. Ok, deci ceea ce vrei să-mi spui este că este important dacă ne dorim, așa, bărbatul perfect și, repet, traduce și invers, este să știm ce vrem de la un bărbat. Da. Apropo, de știm ce vrem. Mă rog, eu, acum, loculând cu oamenii și construind atâtea programe cu Anișoara și cu Baby Free, între timp am descoperit și darurile mele că pot să mă conectez la aura omului și să văd ce îl blochează, ce stă între el și ce vrea să obțină. Am făcut multe. Dacă mai avem emisiuni de pe vremea în care se uita o Zana la mine și deja ești tu cu bugurile tale, cum adică poți să simți, cum adică, uite așa. Iată. Da, deci eu nu simt atât de mult. Cât văd că ești vizuală. Mm. Mi se arată imagini, știi, și în imagine mi se arată exact exact ce stă între om și ce-și dorește el. Știi, și iau, oh, vrei să-l scoți, gata, hai, îl schimbăm bun. Trecem da? la manifestare. Și a, a, a. de unde pornisem? A, a, da, că am o prietenă la Londra, foarte de succes din punct de vedere business, carieră, investiții, bani, toate cele, dar nu are bărbat. Și zic, păi, uite, te știu, am făcut asta, fă și tu o listă. Și zice, bine, hai să-ți arăt lista mea peste o săptămână. Ne uit, mă uit pe listă, ea și le-a pus pe categorii. Management, organizare, în stil de... Deci a făcut exact ca la MBA, o lucrare de MBA. Și mă uit și citesc toată lista aia și zic, păi da, chimie, dragoste, interacțiune plăcută. A? Uh -huh. E extrem de interesant când pui uh, din minte și după aia s-ar putea să găsești unul de ăsta și zici, ce robotul ăsta? Păi, exact. asta e cerut. Exact. Foarte interesant. Și a găsit și... roboții ăia mulți. Ah, și a, și <laughs> s-a plâns, doamne, numai pe ăștia mi-i trimiți? Da. Ok, spuneam, care a fost... Uh... Reacția lui, tatălui, al, tatălui lui Sebastian, Cum Deci a gestionat el okay, El pentru că avea această relație, pentru el a fost mai ușoară uh, trecerea și uh, separarea de poate mine. Că da, Dintr-o perspectivă, el... dar dintr-o altă perspectivă, uh, um, ce a făcut el, s-a dus și el pe dating, uh, pe aplicații de dating și s-a întâlnit cu o grămadă și el mai putea să le gestioneze avea atât de multe mesaje, avea nu mai știa ce îi zice una, ce îi zice la cu cine trebuie să se întâlnească. ce a fost un un haos total în, în viața lui o perioadă. Și n-a acceptat uh, că el a, a nu că a greșit, a, 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 a contribuit și el ca relația să ajungă mm -hmm. unde este și și a căutat alinare în exterior. Mm -hmm. Problema este că neacceptând că el a greșit în niciun fel și că el nu are nicio problemă, s-a dus în depresie. Mm. Și și-a dat seama că e în depresie, chiar mi-a și spus că e, e în depresie. A avut noroc că a avut susținerea de la această doamnă, cu care este și astăzi și au o relație... O okay. care a acceptat toată perioada lui de Și care a acceptat, dar fii atent, apropo de bonusuri. Deci eu, din multe puncte de vedere, nu mai corespundeam cerințelor, cerințelor lui și nici el cerințelor mele. Una din cerințele lui de bază acum este să joace golf. O eu am zis nu la golf. Nu mă atrage. Am încercat, mm. nu-mi place, nu vreau. Ea e pasionată de golf. Mm. Și bonusul lui este că acum, pentru că s-a despărțit de mine, are posibilitatea să stea cu cineva care îi îndeplinește prima lui cerință. Care Nouă poate părea cerință. pentru 90% din locuitorii planetei, e absurdă, dar. Da. Există 10% care chiar sunt pasionați de lucrul ăsta. Exact. Ok. Și cum și... a fost reîntorcându-ne la ce înseamnă relații uh, recompuse? Cum este pentru fiul tău? Ok. Deci mi-aduc aminte că prima oară după ce el... Uh, eu m-am despărțit total deci m-am mutat. Eu mi-am cumpărat casa mea și m-am mutat la mine acasă împreună cu Sebastian, băiatul meu. Prima oară... Deci el era... Uh, Tatăl lui era uh, foarte, foarte strict. Două săptămâni, două săptămâni. Nu exista... 11 zile, 14 zile de duminică până duminică, punct vine la mine și ne-am ciondănit o grămadă pe, pe acest aranjament prima oară când Sebastian, deci a stat la mine două săptămâni, când s-a dus la el două săptămâni în ziua respectivă la câteva ore după, îi văd la geam că se întorc și cu bagajele înapoi că Sebastian nu mai vrea să stea la George <laughs> și zic, ce s-a întâmplat? Să-ți spună el că s-au uh -huh. s-au ciondănit E, și aici intervine, uh, hai să spunem, maturitatea înțelegerea femeii, mamei copilului, care uh, în face tot posibilul să explice copilului că există anumite suferințe, anumite dureri în sufletul tatălui și că de asta el se poartă așa. Versus cum fac femeile de obicei și că prima lui soție nu te mai duce la la. e un idiot, un întâmpit, stai numai cu mine, lasă-l în pace. Și ți interzic în fel și chip să te mai duci să-ți vezi părintele ăla Pentru că e nebun, pentru că nu se poartă bine, pentru că nu exact. e ta 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 ta, ta 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 Și după care se produce ruptura și după care dai vina iar pe uh, nefericit că nu mai vine să-și vadă copilul. Păi dacă l-ai făcut coș cu oțet, am început să creadă că este cel mai răutat din lume și până la urmă asta zic, o fi cel mai răutat din lume, dar ăla e, ăla l a ales Joacă -te știi cu ce mi-a zis Mi-e o persoană foarte înțeleaptă? Că zic, păi da, dar știi că, uite, el nu mănâncă sănătos. Îl învață să se uite la televizor când mănâncă. Zice, răul s-a produs deja. Că mm. deja au trecut cei șapte ani de acasă și el deja avea mai mult de atât. Uh, văzuse aceste comportamente. E lui, Aia e. Sufletul lui l-a ales pe el ca tatălui. Are exact. de învățat. Joacă-o asta, cum se <laughs> Perfect. Ce ai făcut când a venit cu bocțeluța uh, acasă? Păi, deprimit l-am primit, evident. Aha. Uh, și am, am încercat să înțeleg ce... pentru că mă uitam deja și din perspectivă coach, terapeut, observator, nu mai mă uitam din perspectivă doar mamă și fostă soție. Și am înțeles că amândoi aveau anumite... deci niciunul, nici, nici altul nu se lăsa. Bineînțeles, copilul are durerile lui, pe care nu, nu o să vină să le spună părinților atunci e, când este o Apropo de durerea copilului, da deci el, Sebastian, îl, îl învinovățea pe tatăl lui că m-a lăsat pe mine și m-a făcut pe mine să sufăr. Mm -hmm. Pentru că el m-a văzut pe mine suferind și l-a văzut pe, pe tatăl lui plecând de acasă. Și concluzia lui a fost că tatăl lui este de vină. Și de asta era o râcă inițială, pe care nu putea să o exprime copilul și nu, nici nu o conștientiza copilul. Dar eu mi-am dat seama de unde venea. Deci, ce-am vrut eu de la emisiune, am avut cu bonus. Pentru că, da, de fapt, aici e momentul adevărului, apropo de inspirat, expirat. Din perspectiva mea de fetiță, care tot așa tată a plecat, după ani de zile de terapie începută la 35 de ani, mi-am dat okay. seama că, de fapt, eu nu îl învinovățeam pe tata. Ci pe mama. Ci pe mama. Ce am făcut cu chestia asta? Am devenit mama. Tot ceea ce judești de vie, asta e clar, dar au scris ca la medic. Uh, da. Pentru că eu eram fată. Eu îmi doream să fie tatăl acolo. Și eu consideram că, de fapt, mama... A fost cea cu gură mare și l a îndepărtat și nu l-a lăsat să vină la mine. Aveam să aflu că lucrurile nu funcționează chiar așa. Dar, well, a trebuit să trec prin această experiență dureroasă. Da, da, știi cum e? Că fiecare are un anumit comportament. Și uh, tatălui Sebastian uh, s-a despărțit de fosta lui soție și a lăsat doi copii în Norvegia. Pe care la început se ducea să-i să vadă, după care la un moment dat s-a produs ruptura că, -i, mă rog, el făcea ceva, ea făcea ceva și nu l-a mai lăsat să vadă și a zis, că nu mă mai lași, nu mai vin. Ok, pa. Și gata. Când o să vină copiii, o să devină copiii mari, o să vină ei la mine și o să mă și caute, o să că o să știe, o, o să știe ei că eu sunt om bun. Nu. Nu. No. Corect. A venit uh... băiatul acum, de curând, au petrecut câteva ore, erau doi străini. Exact. Deci asta e o altă legendă, domnilor, de data asta. Uh, asta cu lasă că o să vină copilul când va fi mare. Nu, copilul, da, poate că o să vină, recunosc, și eu m-am dus la tata și mă uitam la el exact cum mă uitam la un străin. Mm. Dar ce, Doamne, despre ce vorbești și cum vrei tu să-ți vezi, mi-a zis că vrea să-și vadă nepoatele. Pe cuvânt, cum, cum ar putea să fie nepoatele tale când... da. Nu, nu funcționează. nu funcționează. Dacă nu, exact, dacă nu faci tot ce stă în putință ca tată, chiar dacă ai o fostă parteneră care îți spune piedici, care nu are importanță, tu fii acolo. E, da, dar vezi că el din, nu era acolo pentru că nu putea să fie acolo. Pentru că era atât de multă suferință acumulată și era atât de gol în interiorul lui, încât pur și simplu nu putea. Dar, iarăși, pentru că eu am lucrat cu mine și am înțeles toate lucrurile astea am putut să-l susțin și am putut să, să mediez, dacă aș putea spune, și să explic lui Sebastian anumite lucruri, astfel încât relația dintre ei ușor, ușor să înceapă să se reconsolideze în noua etapă sau pe noile coordonate. Eu, iar și din experiența mea, dar și cu toți copiii care am lucrat, care am întrebat, doamne, ce vrei de la tatăl tău? Că uite cum sunt lucrurile acum, chiar nu poate să fie în fiecare zi. Mai ales dacă e vorba de, de tatăl care e în altă localitate. Și mi-a spus exact și mi-a amintit ce mi-aș fi dorit eu. Să știu că, nu știu, pe fiecare, acum sunt eu cu lacrimile, pe fiecare întâi ale lunii, îl văd în afara școlii, să-l văd vis-a-vis, -vis, 5 minute, să văd că e. Mm. Nu vreau nimic altceva. Ok, nu-l lasă mama să mă. perfect. Vreau să-l văd acolo. O dată pe lună, o dată la două luni, o dată la șase luni, o dată pe an. Da, dar vezi că el, bărbatul, că se, se retrage. Tatăl. Da. Când vede că nu este primit, când vede că e dat la o parte. Da, uh, pentru că nu știe ce nevoi are copilul și că, de fapt, copilul și-l dorește să fie stâlp, ceea ce trebuie să fie orice bărbat. Ok, cum e relația acum dintre cei doi? Uh, acum e ok. Deci uhum. acum chiar Sebastian vrea să meargă la tatălui și dacă mi-am venit în România două săptămâni, Sebastian s-a dus cu, cu ok, cu sufletul deschis să stea două săptămâni la, la tatălui. Uh, dar, pe de altă parte, el se simte acasă totuși la mine acum. Și acel două săptămâni, două săptămâni nu mai funcționează. Deci el stă la mine și se duce la tatălui o săptămână, două, când și cum. Când, când mm -hmm. se creează conjunctura și toată lumea e mulțumită. Iar deci ce vrei să-mi spui este că acea chestie pe care e scrisă la notar, de fapt, trebuie să fie o regulă, dar după care trebuie să se ajustabilă. vadă e să fie ajustabilă. Da, știi okay. când a acceptat el să fie ajustabilă? Mm. Când el a rămas fără job, fără economii, fără niciun ban, nu mai avea bani de mâncare, nu mai putea să-i mai plătească lui Sebastian nici masa la școală uh, și a zis nu mai pot să-l țin. Deci, păi, și ce faci în doar la două săptămâni ale tale? Are o mamă. Mm. Adică, el și descurcăte. Mă rog, nu era problemă să stea la mine cât era. Dar de-abia atunci el a înțeles nevoia de flexibilitate. Mm -hmm. Și cât de rigid era. Da, care regițată vine tot din durere și da. în fine. Dar el acum este, adică trăiește cu, o, o înțeleg cu doamna respectivă? Deci el are o relație cu doamna respectivă, ea are doi copii și lumea nu știe că ea este despărțită de soțul ei. Soțul ei trăiește lângă. <laughs> Adică e o complicație mai mai amplă. Okay. Dar ei sunt împreună, oficial, sunt împreună și organizează, se văd foarte des. Și vacanțe împreună, golf împreună, seri împreună, și Sebastian, că se duce acolo, ei sunt cuplu. Ori este el singur, ori sunt ei împreună. Foarte interesant. pentru că mai avem mai puțin de trei minute, din înțelepciunea copilului, care este câștigul pe care îl are din aceste familiile compuse și care a, cum a trebuit el să se cumva adapteze? Adică ce i-ai dat tu și ce ți-a cerut el ca să poată să înțeleagă că acum da, are două familii? Uh, bonusul lui cel mai mare este că are acum două persoane masculine în viața lui, pe tatălui și pe ras, pe partenerul meu actual, care se comportă diferit. Și îi mai explic și eu și mai vede și el cum o acțiune a tatălui lui duce la ceva ce nu e, la un rezultat care nu e ok și cum se poartă ras și cum gândește ras într-un mod mult mai sănătos și cum acționează mai bine. Și atunci el poate să facă diferența având aceste două exemple. Având numai unul, dacă ar fi avut doar pe ras, n-ar fi știut cum e să fii și așa. Dar având două alternative, unul care ajunge la 50 ceva de ani să n aibă bani să-și cumpere o mâncare și să, -și, să poată, să, să aibă riscul să fie scos în stradă, și altul care are un, o situație financiară confortabilă și un viitor sigur, pe care el și l-a creat, cu convingeri diferite, cu comportamente diferite și îi, îi, îi explicăm. Îmi sună Robert Kiyosaki, tată, băiat, tată, sărac, chestia, chestia asta. Uh, ok. Clar e, a fost doar o ușă deschisă ca să-l citez pe domnul Gaboriliescu, O ușă deschisă către un subiect atât de vast în care vă așteptăm uh, comentariile, uh, vă așteptăm mesajele, care sunt provocările voastre, cum, uh, nu știu, ce nevoi aveți ca părinți și ce nevoi ați uh, simțit din partea copiilor. Pentru că lucrurile stau așa. Nu ne mai întoarcem nu? la stabilitatea aceea, trebuie să ne adaptăm mereu la ceea ce vine și, în același timp, cei care punem stâlpii suntem noi. Dar îmi place să cred că, așa cum un surfer stă acolo stabil pe cea mai instabilă nu suprafață, așa putem să fim și noi pentru copiii noștri și să le arătăm că, că se poate. Um, Ozana, îți mulțumesc foarte mult pentru deschidere. Uh, eu cred că ai ajutat foarte, foarte multe femei și îmi place să cred și bărbați. Um, spre o casă, spre adevăr. Uh, nu mai are rost să ne mai punem măști. Că dacă nu măștile acelea ne vor strivi copiii. Um, Îți mulțumesc încă o și dată. Eu, te aștept uh, în continuare și, cum spuneam, te provoc la emisiunea ce Dumnezeu mai e normal în viața asta acum. Provocarea acceptată. <laughs> mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegilor din regie, rămâneți pe canal 33, la revedere.